extrem de combativ în discuțiile din Statele Unite. Nu știu dacă mai este avocatul domnului Trump, verificați acest lucru. În orice caz, ea este expresia unui lobby inițiat de anumite forțe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiția. Asta vă spun clar.